Zalău este ajutată să prindă play-off-ul. A răbuvnit Dumitru Muși la finalul jocului CSM Ploiești HC Zalău. Antrenorul a fost exasperat de maniera în care arbitrii au condus partida. El a acuzat faptul că Zalăul a fost ajutată să câștige ca să prindă un loc în play-off. Muși a fost deranjat și pentru că înaintea meciului Tadi s-a întâlnit cu președintele Federației, Alexandru Dedu. Chiar antrenorul Zalăului a dezvăluit acest lucru și a declarat că arbitrajul nu a influențat rezultatul. Totuși, prin maniera în care au făcut-o, arbitrii au iritat o sală întreagă, mai ales în repriza secundă. Atunci când, din cauza ratărilor și a unor mutări neinspirate, ploieștenții l-au pierdut treptat conducerea și până la urmă meciul. Asta după ce, în prima parte, gazele le-au dominat clar pe ciuciulete și celelalte oaspete. Portărița Gabriel Cristescu, Interul Mădălina Zamfirescu și centrul Daciana Curtean au evoluat în așa fel încât la pauză avea un avantaj de patru goluri. Cristescu a jucat nerefăcută, Zanfirescu continuă să fie cea mai bună marcatoare pe teren propriu, acum cu 5 goluri, iar Curtean a fost susținută din tribună și de fratele său, fotbalistul Mircea Curtean. Însă atât el cât și ceilalți spectatori au urmărit cum totul s-a întors împotriva echipei favorite, care a pierdut 21-28 în fața zalăului. CSM Ploiești rămâne pe locul 2 din coada clasamentului cu 10 puncte. Etapa viitoare va juca la Corona Brașov, echipă care ocupă locul 2 în fruntea ierarhiei ligii naționale.